În prima duminică din postul Sfintelor Paști, în al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Târgu Mureș. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Buna Vestire din municipiu și le-a vorbit celor prezenți despre credința strămoșească a românilor. A fi român ortodox înseamnă a fi în credința Sfântului Apostol Andrei, care a adus mesajul evanghelic și torța cinzecimii a rusaliilor pe pământul Daciei Pontice. A fi român ortodox înseamnă a fi în credința marilor voievozi, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și Sfânt, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, care în vremuri grele au luptat eroic pentru apărarea legii strămoșești. Credința noastră apostolică nu este o credință formală și de paradă, ci este o credință transformatoare și dătătoare de viață, unitate și identitate. Prezența înaltului în mijlocul nostru astăzi, în aceste vremuri tulburi în care orizontul nu este prea limpede, în care omul are nevoie de mângâiere, de un balsam duhovnicesc, este binevenită. Pentru că oricare copil are nevoie de dragostea părintelui său, iar astăzi am simțit cu siguranță această mângâiere a Duhului Sfânt coborâtă peste noi în cadrul Sfintei Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Sperăm că această prezență a ierarhului nostru, în mijlocul nostru, să fie de bun augur pentru toți credincioșii, să primească un imbold de a trece aceste vremuri tulburi de care vă spuneam adineauri și sper din tot sufletul să trecem cât de repede peste toată răutatea lumii în care trăim acum și să ne bucurăm de libertatea de care avem nevoie. Biserica Buna Vestire, Catedrala Mică din Târgu Mureș, a fost construită în perioada 1926-1938.